clătească lătării. Cred că este Vyacheslav Kuznetsov cel care îl duce pe, pe Porsche. Sunt sigur că au o mare foame de victorie cei de la Katiușa după ce Zakarin a ieșit din joc la general. Dar nu-l vedem pe cea mai potolită e. Da, e adevărat, dar de ce nu și astăzi? De ce să nu încerce? Mai ales dacă sorții au, au potrivit în așa fel încât să aibă doi oameni chiar acum în fruntea cursei, iată, un grup de cât 20 de rutieri. Până la urmă, incidentul acela lui Colbrelli se pare că a influențat decisiv această etapă. Pleacă cineva de la Astana. Da, de la cineva de la Astana, Malacarne, bănuiesc. Da, e pe cont propriu, nu mai are niciun echipier în spate. Da, încearcă să fure și el sprintul. Giant vine imediat în spatele lui. Nu l-am văzut pe Eddie Grosu prea în față până acum, ceea ce cred că e bine, înseamnă că a stat apărat de vânt și ar putea să ne aducă o surpriză frumoasă în acest moment. Iată, este roata acelui de la Cannondale și Ben Lichard, am senzația că a plecat. Nu, Sean Deby, Sean Deby de la Lotto Sudal. Extraordinar de puternici acești rutieri de la Lotto, rutieri de clasă, am văzut și ce demonstrație au făcut în Turcia. Fenomenale. Da, pentru ei să meargă 1300 de metri la puteza asta nu e o problemă. Intrăm în ultimul kilometru. Imediat o să urcăm pe pod și on the beat, iată-l deschizând acolo un necart. Eddie Grosu este cel care a plecat în spatele lui. Iată-l pe Eddie Grosu pe pod în acest moment. Eddie Grosu în fruntea plutonului. Poate că e puțin ca se simte bine pe pavate, Eddie? Eddie, da. Îl ajută această portret de pavate. Până la urmă, prima victorie în Giro pentru Nicolo. Tot e un eveniment de consemnat, chiar dacă nu la fel de important.